O masă de aer încărcată cu particule de praf saharian a acoperit România. Acest fenomen nu este neobișnuit, însă are un impact semnificativ asupra calității aerului și a condițiilor meteorologice din întreaga țară. Conform comunicatului emis de Administrația Națională de Meteorologie, concentrările mai mari de praf saharian se vor înregistra în regiunile sudvestice, sudice și estice ale țării. În timp ce fenomenul se va manifesta mai pregnant în aceste zone, întreaga țară va resimți influența acestei mase de aer încărcate cu particule de praf. În ceea ce privește prognoza pentru următoarele zile, ANM avertizează că în noaptea de joi spre vineri, masa de aer încărcată cu particule de praf va părăsi teritoriul României, îndreptându-se către Marea ne și Ucraina. Cu toate acestea, până la plecarea sa, se estimează că ploile vor continua să fie semnalate în special în vestul, sud-vestul, centrul și nordul țării. Este important de menționat faptul că depunerile de praf saharian vor fi observate mai ales în zonele și intervalele cu ploaie, deoarece particulele de praf sunt purtate de picăturile de apă din precipitații. Acest fenomen poate afecta calitatea aerului și poate genera disconfort pentru persoanele cu afecțiuni respiratorii sau alergii. În plus, meteorologia au emis cod galben pentru vânt puternic și ploi în cea mai mare parte a teritoriului României până vineri seară. În zonele montane, rafalele de vânt sunt prognozate să depășească 90 de km pe oră, ceea ce poate cauza perturbări semnificative în transporturi și alte activități în aer liber. Astfel, cetățenii sunt îndemnați să fie precauți și să se informeze constant despre evoluția condițiilor meteorologice locale. Autoritățile recomandă ca persoanele vulnerabile să limiteze expunerea la aerul exterior și să adopte măsuri de protecție de cum ar fi portarea măștilor de protecție respiratorie în zonele cu concentrații mari de praf, relatează Click.ro.